puternic rău de tot și bine m-am regăsit la un nou vlog alături de hățățățățații. Asta a venit cu Smash or Pass, lasă hății, mâncați așa. Tata, e puternic, n-am făcut niciodată, n-am făcut pe canalul meu. Cred că am făcut odată. Ai făcut, nu? Cred că la Shelly. La Shelly, nu? Ceva nu, fai la gang. Diana. La Diana, nu? La ceva fight gang, am zis, am zis, am zis. Eu n-am făcut, frate, în viața mea Smash or Pass, prima dată și cu Dorian. Uite, mă, că e prima. Jur pe ce vrei tu, jur, n-am făcut. Sigur. Am așteptat momentul potrivit și am zis, n-am făcut niciodată. Nu, dar să rupeți butonul nașul puternic înainte de like, să faceți și noi acolo 400.000 de like-uri. Așa că, let's go! Prima persoană, tu ai niște personalități feminine în cap? Acum? Da, acum. Cunoscute sau da, fiandere, deci dăm fiecare câte o personalitate feminină din România pe cap. Influencer, artistă, orice ar fi. Și după care, pe rând, spune Smash or Pass, inclusiv cel care a spus. Începe tu. Deci eu, da, hai, 3, 2, 1 și Andra Volus. E sexy, trebuie să fii bou să nu spui smash. Sau să-ți fie frică, că mai sunt și bărbați cărora le e frică, cred că să zică smash. Hai, păi stai, că n-asta că trebuie să spuneți și voi, băieți mei. Eu spun smash. Smash! Eu cred că ăsta de fapt și de trebuia să transmită ceva aici. Vezi că a fost goloș la nevastă mea acum o zi, acum două zile. Poate stai pe același scaun, cine știe, vezi. Acum pot să zic eu? Da! Wow! Bă, combinate sau necombinate? Pot să zic și din zona asta voastră? Că mai faci niște de-astea, mă mai documentez, știi? Da, da, mă gândeam la uite, Mara Ognean. Dar stai că tu n-ai zis la Andra Volus, ai zis? Cum am fost primul? Bă, vă dați seama, deci dacă nu puneți asta la montaj, te cei mai... o spun la comentarii. Tu îți dai seama că s-a rămas blocat la Volus, mă, acolo? Băi, vă dați seama de o frumusețe a poveștii? Băi, să facem Smash or Pass Volus. Bun, deci ce ai zis? Mara Ognean? Mara Ognean. Pes. Bă, sincer, că se cunoaște. Nu e tipul meu, deci pas. Bă, la mine sigur era pas, dar eram curios de voi, așa, că e din gama voastră de how. Acum, bă, necombinate sau combinate, gen? Ce combinate sau combine? Dacă domnișoarele să fie sau nu în relație? Păi, cred că frumusețea lui Smash or Pass e că poate să fie și în relație, că bă, o joacă, bă! Ar trebui să simtă bine respectivul dacă e acolo, gen, că zăm ceva bine. Cred că nu trebuie să punem disclaimer că, hei, lucrurile nu trebuie tratate ca atare. Dacă mă vede clipul ăsta, prietenul meu, Dragosicos, aș vrea să zicem de Roxana Vancea. Bă, răspund eu primul, voi, ca și sora mea, de fapt nu, e precum sora mea, că nu-i stăcașin, e precum sora mea, deci pes direct din alte motive. Vancea, te pupă fratele, îl salut și pe Tico. Da, zi-mă, frățelul tu. Bă, sincer, smash. Atât, bă, ce? Smash. E vorba de un compliment, am mai zis. Smash. Eu la mine pes, sincer, nu știu, nu e genul meu așa. Nu, dar putea să fie maică ta, mă, adică puțin respect, mă. Puțin bun simț, bă, că nu ești aici la filme americane. Cine e acum, african din nou? Da, Ilinca Vandici. Eu? Da. Pes. Și eu tot pes. Am ceva a patra care confirmă. Da. Ești gata? Da. Răspuns primul, da? Da. Repete, da? Da. Ca să nu pară că mi-i da. Andra Volus. Smash! I-ai picat la fileu la băia, mă înțelegi acum, dacă tot facem treaba să facem până la capăt. Da. Bine, mă, vrei să zic, da? Da. Nicol Șeri. Băi. Pes, Nicol Șeri, da, și mai ales, îmi vine imaginea că am numai că e mămică și nu prea să pupă așa. Sincer, asta e și la mine. Da, respect, e copilașul, te pupăm, Nicol, nu e ca și nu, nu la Iurea, știi că n-ai cum să iei Iurea. E forță, Nicol, e vorba aia, eu pe piesa cu Abi și când, știi cum e aia. Cu Nicol Șeri. Bun, deci cine e acum? Eu sunt? Nu. Bă, o să vă dau ceva greu, puternic. Ia, mă, dă-ne. Delia. Smash. Eu cu pes din alte motive, nu. Nu, nu e acolo. Nu, strict chimie. Chimie, da, nu. Tu smash. Mă, mă, ce smash-ul, să țină barul ăsta, mă, băiatule. Nume grele. Ia, mă, să zic foarte picant acum. Smash or Pass, vă dau una grea. Te dai tu acum? Loredana Groza. Wow! Ce a însemnat asta? Reacție puternică. E controversată situația. E controversată. Băi, dacă poate aveam 20 de ani plus, smash. Dar așa din postaza asta, pes. La mine e pes și înainte și după și la orice an, sincer să zic. Da. Nu e mai type, ești... Nu. Idem. Ce, mă? Eu am uitat pe ăsta, că de ce, mă? Păi vezi că se supără follow și lasă prosteala. Sorry, hai, tu ești acum. Mamă, stai puțin.
Cristina Ich. Bă, era, mi-ai furat-o, voiam să zic eu rotoarea, bă. Aaa, că abia am văzut astăzi. E o gagică mișto. La mine e smash fizic, pes comportamental. Aha, ok. Nu, e un pic mai, e cam incisiv așa pentru, da? Eu mă înțeleg bine cu ea. Da. Mi-e dragă, e o femeie super mișto, nu suntem aici să mâncăm cachis. Da, nu suntem aici, nu, normal. Fizic, puternic. Da, cred că e un pic pe puternică ea. E puțin puternică roșa. Zi-mă, frățiorul meu. Zi picare, că bă, că te pot, băi, lasă zi sucură, că tu plătești. Smash puternic, rău de tot. Bă, ai să râzi, orice cum stai așa? Bă, așa, are mă, erai fiul deja? Erai acolo? Bine, da. Eu sunt de acord 100% cu ce ai zis, sincer să zic. Tot așa comportamental e... E prea puternică, eu cred că. E o femeie super puternică. Da, gen un pic agresiv, așa, dar la fel, respect pentru tot ceea ce face. Bravo. Da. Cam asta e. Și oricum ea este într-o relație. A, uite, fiți atenți ce nesimțiți suntem, mă. Uite cât de nesimțiți suntem. E relație puternică. Și Cristina Ich are copil, mă. Aaa, n-am mai vorbit nimeni, dar nu mi-a venit imaginea în cap. A avut cei ca handicapat, o smash aici. A avut ea grijă să nu ne avem imaginea. Dar nu e adevărat. Nu e adevărat. N-am imaginea în cap, nu știu, nu mi-a venit. Mi-a venit numai ea. Au, înțelegi? Familie frumoasă și atât, dar mi-am amintit acum și știi, comparăm cu Nicol și Rișa, da. Asta țopăia pe aici, făcea că... Hai, picar al liști. Și dăm și ultima, o surpriză puternică. Surpriza puternică de la cameraman. De la cameraman. Andadam. Pes. La mine răspund din prima. Și la mine tot. Pes. Mi-e prietena foarte bună. Pes. Andadam. Și încheiem cu Andadam, mă. Așa să atât. Ultima, dar cea din urmă este Theo Rose. Bă, e fata noastră. Smash! Bă, dar... Theo Rose. Am rămas bucat. Mă, nu, m-am împăcat de curând cu Theo Rose, că a făcut o glumiță zăpăcită. A înțeles-o și ea, a înțeles un pic ideea deplasată. Ne-am strâns mâinile ca niște oameni maturi ce suntem. Dar e un pass pentru că... Înțelegi ce zic? Zi-mă tu! Smash or pass la Theo? Zi, nu știu. Bă, comportamental smash. Wow. Sincer, da, îmi place super mult foarte mișto. Teo, dacă mă vezi, te pup, aici suntem. Așa, dar... Pe ese, ne urmărim. Smash și pentru fizic, hai, smash total. Wow, surpriză. Ca să fie smash-ul la mijloc. A fost cu suspans. Da. Ca să fie bară-bară gol, eu dau pes, ca să fie smash-ul la mijloc. Bară-bară gol, gen la mine, nu? Te pupăm, Teo. Dar asta nu cumva e un pes forțat la tine? Un pic așa, pe păi și atunci, lasă ce e acolo. Băi, cam atât a fost cu vlogul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți butonașul de like, să lasă un follow și subscribe lui Dorian, pentru că sigur nu-l cunoașteți, adică ce se... Ce până ca... Să-i dați un follow și lui ăsta micul care e acum, respiră un pic greu, e aici frumos cu noi, să-i dați un follow și un subscribe. V-am pupat și până data viitoare, să fiți puternici rău de tot!